emoții pentru candidații la studiile de masterat la Universitatea de Științele Vieții din Iași. Admiterea a început astăzi, iar de săptămâna viitoare emoții vor avea și cei care se îndreaptă spre studiile de licență. Rectorul acestei instituții de învățământ superior, Gerard Jităreanu, explică în ce constă această admitere și, practic, care sunt profilele spre care se pot îndrepta tinerii. De pe 12 începe admiterea și la universitatea noastră. Timp de o săptămână se vor face înscrieri on-site și online pentru cele 1000 de locuri pe care le oferim la nivel de licență și la nivel de master. De asemenea, în paralel va fi și admiterea pentru doctorat, dar dacă ne referim la admiterea de licență, pentru că aceasta este cea care suscită cel mai mare interes și o să avem, sperăm, candidați care vor aprecia oferta noastră în cadrul celor 4 facultăți de agricultură, de horticultură, de inginerie a resurselor animale și alimentare, medicină veterinară, cu 14 specializări, care de care mai interesante. Site-ul nostru oferă toate detaliile legate de înscriere, de faptul că avem o singură taxă pentru toate specializările din cadrul unei singure facultăți.